Crăciunul se apropie cu pași repezi. Ai pregătit cadourile pentru cei dragi? Din ce în ce mai mulți oameni caută cadouri și pentru prietenilor necuvântători. Perioada sărbătorilor este una destul de stresantă pentru animalele noastre de companie. Mulți oameni noi în jur, zgomot din plin și călătorii dese. Deci, ai găsit deja cadoul perfect pentru pisica ta? Ce ar face-o să se simtă fericită și relaxată? Fiecare stăpân își cunoaște bine pisica și știe ce ar fi cel mai util și îmbucurător pentru ea. Îți prezentăm o listă cu posibile cadouri pentru pufoasa ta dragă, pe care sigur le va aprecia și cu ajutorul cărora se va simți în largul ei în perioada agitată a sărbătorilor. Pisicile se pot speria în timpul sărbătorilor, fiind perioade stresante mai ales din cauza stimulilor externi cu care sunt bombardate. Oferă-i prietenei tale dragi un cadou care să o facă fericită. Jucării un cadou sub formă de jucărie este perfect pentru orice ocazie. Atunci când te joci cu pisica ta, legătura dintre voi se consolidează, ea se va obișnui mai repede cu mediul în care se află și va fi mult mai încrezătoare. Joaca este o modalitate perfectă și pentru a reduce stresul și a-i crește nivelul de stimă de sine. Jucăriile din care poți alege sunt jucăriile de tip undiță, ideale pentru a fi puse sub bradul de Crăciun. Joaca cu undița o va ajuta să scape de tensiunea cauzată de stres și schimbări. De asemenea, sunt perfecte pentru a o ajuta să se împrietenească cu o persoană nouă sau pe care nu o place așa de mult. Pisica va fi tentată să alerge după undița atunci când persoana respectivă flutură bățul și, prin urmare, nu îl va alerga pe noul venit. Jucăriile cu plante, umplute cu ierburi naturale, aceste jucării au un efect relaxant sau energizant. Jucăriile cu valeriana, catnipsle și iarba mâței se găsesc sub multe forme, plujuri, mingi, etc. și pot conține și alte elemente care fac zgomot. Fiind cu atât mai atractive, valeriana are efect asupra majorității pisicilor, efectul este unul stimulant, energizant, care durează până la 15 minute. Pisicile iubesc să se gudure de jucărie și să se tăvălească pe lângă ea. Această euforie este cauzată de faptul că valeriana acționează similar cu feromonii naturali emiși de pisică, în special de către pisicile în călduri. Totuși, ea nu va avea efect asupra pisoilor mai mici de 8 la 10 săptămâni. Valeriana le va distrage pe pisici de la alte activități și le va spori interesul în jucării. Știm cu toții că decorațiunile de Crăciun, decorațiunile de agățat, globurile, betala, luminițele, sunt o mare tentație pentru pisici. Două puncte: jucăriile cu valeriană le vor ține departe de obiectele cu care nu ai vrea să se joace. Batoane de ronțăit. Ronțăitul menține o bună igienă orală, iar pisica se va distra în același timp. Suporturi pentru ascuțit ghearele. Sisal. Ascuțitul ghearelor este un comportament natural și instinctiv al pisicilor. Prin intermediul zgâriatului, ele își lasă mirosul în urmă și își marchează teritoriul. De asemenea, ascuțitul ghearelor ajută la întreținerea acestora, menținându-le în condiție optimă. Un sisal este un cadou ideal pentru pisicuța ta, deoarece îi va oferi un colț de casă numai al ei, unde își poate marca teritoriul și se poate simți în siguranță. Acest lucru este necesar pentru blănoasa ta în perioade stresante, cum ar fi Crăciunul, deoarece o va ajuta să se simtă calmă și relaxată. Dimensiunea sisalului trebuie să fie potrivită pentru talia pisicii și pentru spațiul în care va fi amplasat. Nu trebuie să cheltui foarte mulți bani pe un sisal sau un ansamblu costisitor. Pisica va fi foarte fericită și cu un suport din carton pentru ascuțit ghearele, culcușuri confortabile sau ansambluri de joacă pentru zilele friguroase de iarnă. Un cadou perfect ar fi un pătuț cu o pernă pufoasă sau un culcuș care poate fi suspendat pe calorifer. În perioada sărbătorilor de iarnă este foarte important ca felinele noastre să se simtă comod. Ele au nevoie de liniște, afecțiune și un program organizat pentru a nu deveni stresate din cauza agitației. Un culcuș care le face să se simtă în siguranță sau un ansamblu în care se pot ascunde atunci când este gălăgie este exact ce au nevoie micile noastre prietene. Cu
cutiile, coșurile și tunelurile pot fi și ele un cadou frumos și util pentru ele. Țisalurile care au și o cutie incorporată ar fi, de asemenea, o idee foarte bună. Gustări delicioase, delicatesele de ronțăit îi vor face oricând ziua mai frumoasă pisicii tale. Este important ca stăpânii să le ofere recompense gustoase pisicilor, dar ele trebuie să fie neapărat sănătoase. Trebuie să alegem dintre toate opțiunile disponibile pe piață și să găsim snack-urile perfecte, sănătoase, gustoase, nutritive, cu un conținut cât mai mare de carne. Gustările pot fi folosite și ca recompensă pentru a le motiva să se joace sau să facă mișcare. Gustările pot fi și o umplutură ideală pentru jocurile și jucăriile interactive. Unele jucării sau planșe de joc pot fi umplute cu recompense, iar pisica va petrece mult timp căutându-le, distractiv și delicios. În același timp, sezonul sărbătorilor de iarnă este plin de zarvă și stres. Toată lumea se agită pentru a face ultimele pregătiri înainte de venirea Crăciunului. Este esențial totuși să nu uităm cel mai important lucru, timpul pe care îl petrecem cu cei dragi și bucuria adusă de atmosfera sărbătorilor. Cadourile sunt doar un plus, dar ele pot aduce foarte multă fericire atât celor care le cumpără cât și celor care le primesc. Să nu uităm de prietenii noștri necuvântători. Sărbătorile de iarnă îți oferă mai mult timp liber, petrece-l jucându-te cu pisica ta sau pur și simplu drăgălind-o cât nu ai apucat în ultima vreme. Jucăriile, gustările și alte cadouri pe care îi le vei face te vor ajuta să te apropii cu atât mai mult de ea și o vor face să se simtă răsfățată.